Astăzi ne plimbăm cu carturile în Roblox și o să ne întrecem cu abonații ceva de genul, pentru că ia uitați-mă unde sunt, la volanul unui cart, dau cu spatele, dau cu fața, gen merg cu fața, mă rog, și ce alunecă mașinuța asta. Față de tot, o să observați că începe cursa. Nu cred că apăs eu shift, asta e să-mi scot shift locul. Ia, nu alergi pe shift, nu faci nimic. Uite, aici este o persoană. Opa, e în aer. N-am mai văzut așa ceva, ok. Go to race, ia, mă dau cu spatele. What? Deja ne întrecem, dar așa sunt player sau... A, click for boost. Ok, am dat click. Deci eu nu conduc, sau? Nu, eu doar... eu doar dau click pentru boost, lol. Fii atent, eu sunt pe ultimul loc, ceilalți au terminat deja. Și practic noi mergem destul de încet, cam mai chestia. Asta este situația. Așa că click-uim, nici măcar nu-l întrec pe ăla, deci nu știu ce să mai zic, sincer. Ne mișcăm mult prea greu. Auto race. Merge singur sau... Deci, what? Nu era deja auto race? Că eu nu pot să cotesc. Adică merge singur. Mă rog. În fine. Deci în stânga avem noi viteza 1.5. Nu știu ce e aia. Dar am ajuns pe ultima 100 de metri. Practic îmi trebuie boost. Și văd că atunci când ne dă boost, viteza e la maxim și merge destul de repede. Deci trebuie să facem ceva să ne mărim viteza maximă a mașinii. Ok, uite, vezi că scoate și el o flacără în spate, dar ultimul loc slab de tot. Deci presupun că încep de jos, ha? Mamă, are Lambo ăla de pe primul loc. Ok. O să ieșim din cursa asta, pentru că am terminat odată. Așa. Și ce se întâmplă? Ori 2 plus 20%, salutăm și noi abonații care au intrat. Și hai să înțelegem, deci. Uite asta cu Lambo! Frumos, frumos, 500.000 recommended. Aha, deci ca Arm Wrestling Simulator trebuie să te antrenezi, practic. Față training area. Ok, hai să vedem și noi. Wolf. Aha, e cu lup, deci sunt mașini diferite. 10k like-uri. Aha, și aici mă antrenez, ia. Dar cum mă antrenez? VIP. Ok, hai să luăm VIP-ul ca să ne antrenăm destul de repede, că bănuiesc eu că o să fie dificil. Ce se întâmplă? Ia, fii atent cu ăla men la volan. Te spargi de râs, train, ia. A, deci stă mașina pe loc. Nici măcar n-a vrut să pună mașina într-o parte ca să pară real. Efectiv stă cu roțile în sus, adică n-are niciun sens. Dar mă antrenez, nu știu ce antrenez, văd că în dreapta aici, basic speed. Aha, deci asta este viteza noastră. Ar trebui să mă opresc din antrenament, dar nu știu ce apăs ca să mă opresc. Apăs space și nu merge, deci auto race, auto boost, îmi dau reset. Nu mă pot opri efectiv, deci nu am ce să fac, uite și eu cotesc. Ori mi s-a blocat mie caracterul. De ce nu apare un buton ceva să mă dau jos? Trage de frână. Care e frâna? Bă, n-am frână efectiv, ce apăs, mă? Că trebuie să reintru, adică n-am niciun buton să mă teleportez. Zici, bă, că nu pot să dau reset pe ecran. Bun, ne-am încărcat la loc. Fii atent, deja merg puțin mai repede. Vreau să mă duc din nou să văd ce se întâmplă cu jocul ăsta. Mi s-a buguit mie? Uite, ne duce și ne antrenăm la cea mai slabă chestie. Train. Ah, nu aveam butonul de quit, mă. De ce? Asta să mă mai uit odată. Cred că s-a buguit cam la VIP. Cred că de aia să... Iar nu pot să mă dau jos. But... What? Deci nu e buton de quit la VIP. Deci trebuie să reintru pe server ca să nu mă mai antrenez. Nu știu, spuneți, ori sunt eu nebun și era butonul undeva și nu îl văd efectiv, ori efectiv, de ce zic efectiv de atâtea ori, omul care a făcut jocul nu a testat și pentru VIP și probabil a scăpat bug-ul acesta, nu știu. Ne ducem din nou cu aceeași mașină, văd că pot să-mi upgradez helmet, da, căscuța, pot să-mi upgradez mai multe chestii, dar vreau doar să văd cu VIP, că m-am antrenat puțin, am 3000 viteză, deși acolo îmi scrie 500 de milioane sau cât îmi scria. Și dau și pe auto race, da? Nu știu ce face autorace. Fii atent că intrec. Asta e, mă, chestia. Deci noi când ne antrenăm, ne mărim viteza maximă a mașinii. Deci e cam ciudat că tu nu antrenezi mașina. Ar trebui upgradată mașina. Că mașina nu e mușchi să-l antrenezi. Nu? Tu trebuie să... Mă rog. Acolo trecem pe ăsta, McLaren, ce are? Corvet? Nu știu ce vrea să fie chestia aia. Bun, aș vrea un Game Pass pentru boost automat, ca să nu mai fie nevoie să spamez eu aici. Adică să fie full autonom, dar, uite, cu boost ne ducem super repede. Atâta că expiră boost-ul, cred că o să fie niște Game Pass-uri pentru boost mai lung sau
să-l obții mai repede. Îmi place că au pus colțurile aici, ca și cum e o cameră care ne urmărește. Ok, bă, da, i-au terminat imediat, deci o viteză insane. Ia, mă, eu nu pot să cotez, deci eu nu pot să fac nimic aici. Bine, selectat autorizat, dar nici înainte nu puteam. Am ieșit pe locul 4, cred? Nu știu pe ce loc am ieșit, deci nici măcar nu știu. De ce sunt într-o parte? Ok. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci ne uităm pe shop și avem viteză ori 2 ca să ne antrenăm. Bă, sună bine. A intrat și Alexandru Grani. Hai mai să acceptăm și de la prietenie acolo că e abonat. Super Gold ori 2. VIP card. Asta e interesant. Accelerăm mult mai repede. Faza e că n-am cum să accept la toți abonații cerere de prietenie. Pentru că nu te lasă Roblox-ul. Adică sunt, e un număr limitat de cereri. Auto boost, click. Da, ăsta ne-ar ajuta. Ce mai avem? Ultralac nu vreau, accelerare avem, VIP avem, viteză ori 2 avem, goldul ne trebuie ori 2, deci practic tot ori 2 și viteză și antrenament și tot ce se poate, accelerația ori 3, deci n-ai, efectiv. Și restul poți să cumperi cu bani. Încărcat 100%, ok. Deci, noi acum o să ne antrenăm, mă mai uit încă o dată să mă... LOL! VIP-ul îți dă 25 pe secundă și ăsta îți dă 30? Mai mult decât VIP-ul? Nu cred, lol. Ok, dar îți trebuie 200.000 viteză și noi avem 2.000. Ok, deci atent, din nou n-am buton de quit. Nu poți să ieși, deci de aici tu nu ieși efectiv. Plus că e buguit, adică te-ai gândit că la VIP unde plătești bani ar trebui să meargă cum trebuie, nu. E, nu numai că nu stă mașina dreaptă, e și buguit, mă rog. Trebuie să facem rost de mai multă viteză. Eu am luat 26 gold, nu știu ce. Aaa, astea le deblochez cu viteza, mă. Fii atent, avem 30% win-uri, ok. Și ce sunt astea? Că asta e gold. Autoboost. Alea le am. Cred că o să dea el boost automat în cursă. Aaa, mi-a consumat viteza. Nu prea e bine. Eu am crezut că odată ce am trainit pot să activez casca, nu că îmi consumă. Respect, cine intră, mă? Pampersman. Opa. Na, că a sosit, avem și peturi. Doamne, câte chestii sunt în jocul ăsta, e nebunie totală. Dar de ce mi-arată că am 3.000 viteză, dar am de fapt 1.000? Mă, ce se întâmplă? Mi-arată că am 3.000 aici în dreapta. Și pot să-mi și cumpăr viteza asta, e tare, speed-uri 500. Știi care e faza? Noi am luat antrenament ori 2, nu pare că e ori 2, că îmi dă tot 25. De ce? Dar îmi arată 2.000, dar în realitate am 5.000, cred că în realitate am mai mult. Gen, ăsta cred că e numărul real și aici e numărul fără Game Pass, știi ce zic? Ok, am 6.000, mergem la cursă să vedem ce se întâmplă. Vreau să-mi upgradez și mașina, avem și ouăle în spate, deci hai să înțelegem puțin care e toată situația. Eu am, unde văd, 26 de win-uri, ok. Go to race. Ia mă că sunt mega curios. Ar trebui să am alea activate, sau? Boost-ul ăla e mult mai lung sau ce se întâmplă? Da, așa pare, ține mult mai mult boost-ul. Dar tot nu le fac față. Adică, uite, deci nu pot să-l întrec pe ăla cu albastru. Am aici mai mult. Deci pe ăștia doi întrec. Problema e cu următorii doi care sunt imposibil de întrecut. Mi-arată 1000 de metri, un kilometru până la final. Și timpul, 48 de secunde. Dar nu mi-arată secundele la final fiecare. Adică e ciutat rău joculețul. Deci 0.10, 0.15. N-apuc să mă uit. Eu 0.54, new record. Și mi-a dat 50 de win-uri. Autoboost. Dar de ce nu e autoboost? Că eu l-am cumpărat. What? Ok, hai să ne uităm puțin la peturile astea. Poate se întâmplă ceva. Deci văd că le iei cu win-uri peturile. Hai să ne luăm și noi un nou de ăsta cu Robux. Poate ne dă putere, n-am nicio idee. Leg și ne dă boost ori 24. Ce boost? Nu știu. De win-uri, de viteză, de... Nu știu. Și mai luăm pe ăsta de aici. Și avem două peturi. Dog B. Doamne, ce nume, troll. Ok, ăsta ne dă 4. Granny Man, ai luat și tu ad. Ia uși ce discută Cola Man. Cf Cola Man. Ia uite, Cola Man cu capul lui. Hai să ne dăm și noi în spate. Și să vedem ce se mai întâmplă. Deci 14, am luat peturile din ori, am plecat puțin de la PC. Și hai să mai dăm o... De fapt nu mă, trebuie să mă antrenez. Clar, gen ăstea mi oferă să mă antrenez mai repede. Îmi trebuie 20.000. Cam mult 20.000. Hai să intrăm aici la 25. Train. Mă, mă, ne dă 700!
Da, mă, altceva, acum insane 700. Deci ne trebuie peturi puternice. Puternice rău. Deși pe shop n-avem nimic give. Poți să dai cadou? Că nu face nimic butonul ăsta de give. Mă rog, hai să dau zoom out. Fii atent. 50.000 viteză. O să fac o diferență mare. Cred că ne oprim la 100.000. Deci viteza mea reală e asta de aici, nu e cea din dreapta. Că dacă ne uităm pe tabelă, vedem că am 65.000 viteză. Și cine are cea mai mare viteză? 2 milioane! Ok, partea proastă, trebuie să reintru mereu. 94.000, deci aproape 100. Deși eu nu mă mișc mai repede aici. Putem să ne luăm o șapcă de asta foarte puternică, dar nu asta vreau. Nu asta vreau deloc. Următoarea zonă e în deșert. Vreau să ne întrec pe la cu Lambo. Deci ne recomandă 1000 la primul, 10.000 pe ăsta al doilea pe care le întreceam. Trebuie să le întrecem pe ăsta albastru. Go to race. Deci pe ăsta albastru noi trebuie să le întrecem. Ia. Dar de ce nu am autobus, mă? Aia mă oftică. Cum mă duc? Ești nebun? Hopa! Fii atent că sunt pe locul 3. Mamă, dar trebuie să rup clicurile în două, adică... Efectiv, fii atent. Stai. L-am cocoșat. Fii atent peturile în spate cum sunt. Mă, dar pe ce loc am ieșit? Pe 2? Mă, pe 3 cu 22. Mamă, vezi că ne-a dat multe win-uri. Și ne-a dat și puțină putere, că parcă n-aveam 99.000. Avem și cadouri. Dați și voi un like între timp să facem minim 1000 de like-uri pentru Roblox. Dacă vreți, dacă nu, asta este. Eu am încercat și să mai... 700 de win-uri. Asta ar trebui să luăm. Fii atent, mai luăm încă o dată un pet de ăsta devious. Fii atent, fii atent, fii atent, iau 3 ouă. Mamă, iau 3 ouă cu Robux și am terminat-o. Dar pot să-mi dau rebirth în stânga, văd. 3, 2, 1. Bam, mai dat like. Rar, epic, epic. Ce ne zice? Deci o să-mi pierd viteza, cred. Rebirth will upgrade your speed gain. Ah, păi e bun. Dar am pierdut tot. Noi, fine. Equip best. Vreau să echipez mai multe peturi. Că în jocul ăsta peturile fac tot. Știi ce e partea mișto la jocul ăsta? Deci, la peturi îți arată cu plus că poți să cumperi mai mult. Când ai click nu se întâmplă nimic. Deci e regele jocul ăsta. Ok. Mă, cum am în spat? Mă, dar de ce am atâtea peturi? Deci eu am echipate 3 și eu am 5-4. Abar n-am ce se întâmplă. Ok. Hai să dăm train. 2000 pe secundă. Hopa. Bă, am fost aproape, cred, să-i întrec pe el alți. Sau? Dar cred că îmi trebuie 200.000 viteză, ceva de genul. Deci îmi trebuie lejer. Prima oară o să... Da, nu ne trebuie, mă. Helmetul nu ne trebuie. Deci noi nu avem nevoie de mai multe win-uri. Că eu oricum am cumpărat cu Robux peturile. Deci e irrelevant. Pot să-mi dau rebirth din nou. Ăsta nu știu ce e. Cred că ne antrenăm mai bine. Deci lăsăm așa. Cf Granny Man. Ce se întâmplă, mă, aici? What? Ok. Nu mai zicem nimic. Bun, deci 150.000 viteză maximă. Iar eu sunt aici, 700 de win-uri. Cum ai fost 200.000 de win-uri? Cred că începe să-ți dea multe win-uri de tot. Borsec Man a intrat. Cine, mă, Borsec Man? Nu mai arată caracterul, mă, de ce? Vreau să arate mișto caracterul, tot avatarul, gen. De ce mi-arată așa? Nai, fine. Cf Pampers Man. Cum mă se chime Pampers Man? E prea tare, efectiv, omul ăsta. Mi-aș da rebirth din nou, dar nu mai dau. Gen, avem 300.000 viteză. Iată, am 306k. Nu mai am toate peturile. Bă, what? Am descoperit un bug, dar nu știu că se pune. Deci eu când dau equip best, îmi pune mai multe peturi? Eu nici măcar nu am 5 de astea. Eu am doar 3. Bă, nu înțeleg. Mă rog, hai să îi dăm go to race, fii atent. Plus că autobusul meu nu merge, adică nu trebuie să-mi dea auto. Nu, dacă dau auto race nu face literalmente nimic. Nu dau seama. Oh my god, cum mă duc, îl întrec pe al doilea, uite-l. Da, ăla pe primul loc cu Lambo e insane. Da, trebuie să-mi dau boost-ul mai repede. Uf, fiți la final, l-am luat. 0.10 are primul loc și 0.15. Da. Deci, mai am de lucrat puțin. Dar fii atent că eu am văzut că ăștia au alte mașini. Asta e puțin. De ce sunt mașinile astea, că nu înțeleg. Fii atent, Warlord, Wolf.
Warlord, Tank, 10% Group Car. Ok, 10% ce? 50% VIP Car, pe și de ce nu am? Hopa! Ce se întâmplă, mă? Zici că e mașinuță de aia de dai când erai mic, mă, de-aia când eram copil, mă, de-aia prin centru în oraș. Mă ducea mama și plătea, nu știu, 10 lei și mă plimbam prin centru cu de-aia electrică. Fii atent, 75% speed boost. Mamă, e insane! Claim? Ce asta? Nu înțeleg, sunt niște peturi, dar asta e mișto, vreau asta. Take my money, ia-mi bănuții și dăm SP pet Kabuto. Poți să-i dau și equip gen? Da, cred că... What? Ai e pet? Alol, credeam că e... Mă, ce, am crezut că e mașină. Doamne, ok. Vezi că nu arată rău asta. Doar 999 de Robux? Mă bag! LOL, că ai dat like la video, trebuie să băgăm banul gros. Și banul gros se bagă automat, nu mai stăm la discuții. Banul gros has joined the chat. Uite câte mașini mai erau aici. Bă, dar nu merge mașina asta, îmi pare rău să vă zic. Deci nu cotește, pur și simplu. Ce, mă, e una mai puternică? Deci fii atent, eu acum apăs D și W ca să fac dreapta. Face stânga. Și what? Bă, frate, n-are sens, mai bine merg pe jos. Uite Lambo. Dar ce asta? Default? 100%? Ce, mă? Păi cum are, mă, mașina default mai multă viteză decât asta cu Robux? Na, eu nu înțeleg. Ok, deci dacă facem 200.000 viteză, putem să ne ducem la aia cu 30 pe secundă. Dar o să-mi dau rebirth. O să-mi dau rebirth aici, pentru că oricum facem 4.000 pe secundă. Da? Și o să-mi dau din nou rebirth la 750.000, dar nu mai dau. Ia, mă, 1.16 milioane, să vedem ce se întâmplă. 75% boost, trebuie să zburăm. Autorace, autorace asta face, mă, mă bagă direct în cursă. Ok, faza e că trebuie să iau boost-ul ăsta mai repede, atâta tot. Mamă, l-am trecut și m-am luat pe primul loc. N-are nicio șansă, dacă nu dau boost. A, lejer, ești nebun. Deci nu scrie în cât timp au terminat aia. Ia, fără niciun boost, cum mă duc? Deci, fără niciun boost, tot îi trec. A, e lejer, mă. Fii atent, eu pe primul loc oare? Nu. Deci ies locul 2 fără boost. Ok. Bun. Locul 2. Hai să dăm quit. Vreau să mă duc în deșert să vedem, dar cred că ne trebuie niște win-uri. What? Nu mai eram în mașină. Bro, nu pot să mă mișc. Ba da. Ok. În primul rând, mașina pur și simplu nu merge. Asta e una din dezavantaje. În al doilea rând. Please defeat the area champion. Ha? Defeat the area champion. Ce, mă? Pe-am câștigat. Deci please defeat the area champion. De două ori scrie. Ha? You need... Doamne, nici măcar... Na, jocul ăsta te trolează maxim. Nici nu scrie ce trebuie, scrie jos când dai click. Mai trebuie niște win-uri, deci trebuie să-i dăm pe autorace. Trebuie să dau pe autorace, mai trebuie 3000 de win-uri, nu știu exact câte win-uri îmi dă pe primul loc. Deci doar de un boost am eu nevoie, atât. Că ei nu mă mai prind din urmă. Ia vezi-l. 6000 de... gata. Mi-a dat 7000 de win-uri. Nu, dăm quit. Da, nu trebuie autorace, dar e ok. Bun, quit, dau cu spatele, fățuca. Bă, e bună ideea jocului, de foarte prost făcut. De ciudat, adică anumite aspecte sunt ciudate. Ok. Hai să vedem cursa. Mă plimb prin nisip și poate merge mașina greu. Chiar sunt curios. Go to race. Mamă, sunt mai mulți oameni, se pare mie. Ia. Lasă-l, așa greu merg. Uite ăla cât avatarul are pe primul loc. No, n-avem nicio șansă. Dar de ce mă teleportează aici? Oh my god. Și de ce am luat autobuz și nu merge? Ok, mă duc din nou aici pentru că nu pot să ies de la VIP și vreau să văd petul cu Robux. Nu există. Deci de aici nu mai pot să bagi Robux, trebuie să farmez tu foarte multe win-uri. 75.000, eu am 19.000. Asta e 100.000?
Asta e, este cel mai scump, asta e cel mai ieftin, 25.000. Deci trebuie să mă duc să fac cursa. Bă, eu aș face, știi ce mă deranjează? Că nu am un autobus. Aia e chestia. Ca să-mi facă toată treaba, trebuie să stau să spamez eu click-ul de foarte multe ori, că nici nu termin cursa repede. Deci aș putea zice că în mare parte ăsta e jocul. E bună ideea, dar PvP Race Coming Soon, asta ar fi tare cu abonații. Da, e bună ideea, e foarte similar jocul cu ăla de not, dacă mai țineți minte, dar mai e de lucrat, adică cel puțin mașina asta se conduce oribil, oribil, mai ales că e plătit și Robux pentru aia și în fine. Bun, dacă v-a plăcut joaca, like și ne vedem la viitoare. Pooo!